monster. Doamnelor și domnilor, astăzi este luni. Te trezești să uiți cu Căinușă și Codruț Gheghes. Chisef. Bine te-am găsit, sunt Gabi Bălan. Astăzi, până în ora 12, se afișează primele rezultate de la bacalaureat. Tot astăzi vor fi depuse și contestațiile până în ora 16. Acestea vor fi soluționate până pe 10 iulie. Rezultatele finale vor fi anunțate pe 11 iulie. Peste 4.000 de brăilene au avut nevoie de intervenția ambulanței luna trecută. Cel mai multe apeluri la 112 au fost din cauza intoxicațiilor cu alcool. Echipajele din cadrul Serviciului Județean de Ambulanță Brăila au intervenit și la solicitările la 59 de gravide care urmau să nască, dar și la 31 de stopuri cardiorespiratorii. De astăzi și până pe 15 august, Biblioteca Județeană Panaitistrat organizează programul educațional de vară Cursul de Vacanță. Elevii brăileni vor participa la ateliere de pictură, creație și limbi străine, activități sportive și de recreație. Toate activitățile sunt gratuite, condiția obligatorie fiind ca participanții să fie înscriși ca utilizatori ai bibliotecii. La finalul programului, pe 15 august, cei mai active elevi vor participa la o petrecere. Mai multe detalii la sediul bibliotecii din piața Poligon numărul 4. În primele 5 luni ale anului, 26 gălățeni au ajuns la spital după ce au consumat etnobotanice. 5 dintre ei sunt minori, datele vin de la reprezentanții Centrului de Prevenire, Valoare și Consiliere Antidrog Galați. În 2014, centrul se ocupă de 8 consumatori de droguri cu vârste cuprinse între 22 și 39 de ani. Ei beneficiază de consiliere, de servicii gratuite, de asistență socială, medicală și psihologică, precum și de confidențialitate informațiilor. Încă 3 milioane de lei pentru consolidarea canalului colector de sub Bulevardul Dorobanților. Porțiunea vizată este cuprinsă între străzile Teodor Aman și Brateș. Are 400 de metri lungime și a fost singura care a necesitat adoptarea unei alte soluții tehnice. Asta deoarece canalul colector se află la o cote foarte joasă, 10 metri adâncime, iar înălțimea tunelului este de 1,9 metri. Reprezentanții primării Brăila spun că se va lucra exclusiv în subteran, fără a fi afectat activitatea cotidiană de la suprafață. Sancțiunea care se va putea de lucrări va fi stabilită tot 14 iulie. Așa că nu trebuie organizează vineri 25 iulie bursa lucrurilor de muncă pentru acțiunii și cum și riscul marginalizării sociale. Adormea de începere ora 9 la fratele agenției din delegatorilor banților din 603. Tot acolo angajatorii care doresc să participe trebuie să depună o ofertă de locuri de muncă. Iar beneficiarii din alte sunt o valoare de salariu de noapte stabilit la fața angajării tinerilor. Dar nu mai multe de două ori valoare indicatorului social de referință. Până în instituții șomerilor care își pot găsi la tehnic job. Informațiile vin de la directorul Angel Femenul, Adratul. Dumnezeu, date în metodă la MNR. Acum, să nu uită, va fi